ce foarte interesant. Sunt convins că la sfârșitul acestei zile o să fim cu toții convins că merită să mai organizăm și a treia ediție. O să poate nu e nevoie să așteptăm un an, pentru că temele sunt multe și este un domeniu de mare actualitate. Noi știm cu toții că, de cursul istoriei, comunitățile suferă un proces de transformare permanentă. Eu am fost surprins să aflu că, vizitând, am avut ocazia să vizitez multe orașe pe lumea asta și vorbind cu autoritățile locale, am fost surprins să aflu că, inclusiv comunități pe care eu le consideram perfecte, pe care nu găseam absolut niciun defect, inclusiv acolo este o dezbatere permanentă, o căutare permanentă a soluțiilor pentru viitor, și mă refer aici la orașe în care, chiar și noi când mergem așa în vacanță, rămânem încântați. Cu atât mai mult, tema asta este importantă pentru România. Mr. Merenica, ladies and gentlemen, I am really very grateful to have the opportunity to participate in the opening of this conference, Cities of Tomorrow, today. It is a special pleasure for me to be here, since sustainable urban development is an increasingly prominent topic on German as well as on international policy agendas. Cities today are home to over half of the world's population and to two-thirds of the European population. Thus, we have to say that cities play a key role in the social and economic development of all countries by acting also as catalysts for science and technology, for culture and innovation. I'm an architect, not a city planner, so I won't speak on traffic. But I do speak on sustainability, the word you always hear 100 times on such a conference. But I only speak on aesthetic sustainability. And when you ask me as an architect to speak about the cities of tomorrow, I can only tell you my experiences in the last 30 years of my work. So I will show you several examples of my work I did, mostly in Germany, mostly in my home cities, Munich and Dresden, and Berlin, and as an architect I will talk about buildings, as I believe that cities are attractive because of their buildings. Planificarea strategică pe timp de și mai ales mediu. Deci a dispărut acest interes și motivația este în general politică. Pregătirea și coordonarea dezvoltării proiectelor urbane, aici e problema, marea problemă. Și dau un singur exemplu, au dispărut alea cele centre de proiectare județene, care era un motor de dezvoltare urbană, în plus cu, nu mă refer la calitatea neapărat aici, și care era normal să fie restructurate și că arhitectura ca meserie liberală nu avea ce căuta într-o structură centralizată la modul cum era atunci, dar partea de planificare urbană era obligatorie. Deci asta este o mare problemă și asta trebuie, după părerea mea, reinventată și eu cred că francezii sau cei care au structuri de tipul ăsta, mai ales la Franța, pe care cunosc mai bine, la acele structuri,